Numărul total care o să fie detaliat de către doamna doctor este de 22 de persoane transportate la spitale, la 4 spitale, dacă nu mă înșel. Din păcate, pacientul care a fost în stop cardiac s-a încercat resuscitarea lui, a fost declarat decedat. Și mai avem un pacient întubat, tot la Floreasca, care este într-o stare critică. Asta... Cei care nu au fost răniți au obținut câteva detalii de la ei, cu siguranță că... Da.